Pacienții de cod roșu, cei care necesită resuscitare imediată, sunt preluați fără întârziere. Cei de cod galben, care se confruntă cu risc major, tulburări de conștiență sau dureri intense, sunt preluați în decurs de 15 minute. Grupul cel mai numeros îl reprezintă pacienții de cod verde, considerați urgențe, care sunt preluați în termen de 60 de minute. Pacienții cu cod albastru, care nu sunt considerați urgențe majore, așteaptă până la 120 de minute, în timp ce persoanele care sunt încadrate la cod alb venite pentru un consult pot aștepta până la 240 de minute. În perioada sărbătorilor de iarnă, Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava s-a confruntat cu o supraaglomerare, când s-au prezentat între 300 și 350 de cazuri pe zi. Doar în primele 8 zile ale noului an, 2136 de pacienți au fost consultați, dintre care 544 au necesitat internare. Situația a fost complicată și de deficitul de medici urgentiști, închiderea unor secții din spitalele municipale și orășenești din cauza plecării în concediu a medicilor, precum și prelungirea concediilor unor medici de familie sau a medicilor din ambulatoriu. În ceea ce privește situația prezentărilor pe coduri de culoare, în perioada 1 8 ianuarie 2024 au fost înregistrate 4 cazuri cod roșu, 87 de cazuri cod galben, 1651 de cazuri de cod verde, 214 cazuri cod albastru și 180 de cazuri cod de alb. Un număr semnificativ de 1408 pacienți au ajuns la spital cu mijloacele proprii. În continuare facem tot ce putem pentru a ajuta toți pacienții care se prezintă în serviciul de urgență, dar din păcate, cu timp de așteptare mai mari, sperăm ca odată ce medicii de familie și cei din ambulator își vor relua activitatea, numărul de prezentări pentru non-urgențe să scadă, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, medicul urgentist Dan Teodorovici.